Tragedie pe drumul național 7. O fată în vârstă de 10 ani a murit sâmbătă în urma unui accident rutier produs în localitatea Vețel. Potrivit anchetatorilor, șoferul autoturismului în care se afla micuța a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe fetiță. Sâmbătă după masa, pompierii, polițiștii și medici de la ambulanță au fost solicitați să intervină pe DN7 în Vețel, acolo unde s-a produs un accident rutier grav în care a fost implicat un singur autoturism care s-a răsturnat pe plafon. Conducătorul autovehiculului nu a necesitat îngrijiri medicale, însă fetița de 10 ani a fost găsită în stare de inconștiență și a fost transportată de urgență la UPU Deva. Din păcate însă medicii nu au mai putut să o salveze. Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Deva, care conducea un autoturism din direcția Deva spre Ilia, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.